Bună seara, dragilor! Sunt Cezara Munteanu și începe chiar acum Monden Weekend. Despărțirile se țin lanț în acest an. Cerebel și Elena sunt următorii pe listă. Întreaga lume mondenă a fost cutremurată de anunțul făcut de cei doi pe rețelele de socializare, după mai bine de 16 ani împreună. Teo Rose a vorbit recent despre nunta cu Angel Damian. Artista a mărturisit când va avea loc marele eveniment, dar și cine va cânta la nuntă. Nu vezi zilnic așa ceva. Adrian Minune a fost recent surprins într-un autobuz public, deși are o colecție impresionantă de mașini. Imaginile au devenit virale. Lili Sandu a dezvăluit cum l-a cunoscut pe iubitul său, Silviu Țolu, dar și multe alte detalii în legătură cu relația lor. Organizatorii Săptămânii Modei de la Copenhaga au anunțat că, începând cu ediția viitoare, interzic pe podium ținutele confecționate din piele naturală, precum și creațiile care folosesc pene exotice. Fashion Week Copenhaga devine cel mai mare eveniment de modă care ia această decizie radicală. Carmen Rădulescu nu este de acord cu persoanele înfumurate, iar potrivit spuselor sale, în această categorie o regăsim pe Loredana Groza. Cele două se știu de mult, însă acum Loredana nici nu o mai salută. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones sunt la fel de îndrăgostiți ca în urmă cu aproape un sfert de veac de când sunt împreună. Cei doi au fost surprinși relaxați și bine dispuși la o partidă de golf în orașul celebrităților Montecito. Dragilor, rămâneți pe Metropola TV. Noi ne vedem după o scurtă pauză de publicitate, când o să am alături de mine o artistă superbă care vine cu vești extraordinare pentru noi. Dragilor, am revenit și sunt alături de o prietenă tare dragă mie, o artistă atât de îndrăgită, de superbă, de frumoasă, care astăzi, așa cum am menționat și anterior, a venit să ne aducă niște vești extraordinare. Bună seara, Nadina! Bună seara, Cezara! Bine te-am găsit! Îți mulțumesc pentru invitație! Ești minunată! Aș vrea să-ți mulțumesc. Întorc și eu cuvintele pe care tu mi le-ai adresat. Ești o persoană foarte dragă mie și îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să te am alături de mine și acum, ca să nu-i mai ținem în suspans pe telespectatorii noștri, spune-ne, Nadina, ce ne-ai pregătit? Astăzi vin la voi cu o super veste. Am lansat o piesă, ieri a fost lansată. Piesa se numește Inima mea, este pentru toate cuplurile care de-a lungul timpului au întâmpinat diverse dificultăți în relația lor, să spun așa, și le-au trecut peste ele cu bine. A, deci e o piesă cu un mesaj pozitiv. Exact, da, da. Perfect. Da. Și de unde ți-a venit inspirația pentru... Sincer, până acum am tot lansat piese mai tristuțe și toată lumea mă întreba, măi, dar tu suferi, dar cum e viața ta? Și zic, ok, hai să lansez o piesă mai veselă, care să fie cu un mesaj pozitiv pentru toți ascultătorii mei. Pentru că până acum oamenii ziceau, măi, da, o piesă mai veselă, când vine? Și zic, uite, a venit și oamenii chiar au reacționat foarte ok la ea. Foarte tare și noi abia așteptăm să o ascultăm, dacă nu ați ascultat-o deja. Sunt convinsă că o să ne placă tare mult și sunt curioasă dacă mai urmează și alte piese, mai ai în plan sau ce urmează pentru tine în această vară. Într-adevăr, în următoarea perioadă, să spun așa, am pregătit foarte multe proiecte pe care oamenii sper să le primească cu bucurie, pentru că noi artiștii pentru oameni cântăm. Dacă oamenilor le place ceea ce noi lansăm, asta este cea mai mare mulțumire și cea mai mare bucurie. Feedback-ul lor e cel mai important. Exact, practic. Exact. Și exact. El ne ține în viață și ne face și să mergem mai departe, să creăm, să venim cu ceva nou. Da. Cumva noi ne hrănim cu cuvintele lor, cu aprecierile lor, cu asta ne hrănim noi artiștii. Așa este și sunt convinsă că o să vină multe, multe cuvinte de apreciere în legătură cu noul proiect pe care tocmai l-a lansat și că suntem tot la capitolul cântărețe îndrăgite. Vorbim despre frumoasa cântăreață Nicoleta Nucă, care, așa cum am menționat, este una dintre cele mai îndrăgite personalități feminine la ora actuală. Artista a dezvăluit că marele ei vis constă într-un lucru măreț, extrem de autentic, fiind acela de a adopta un copil.
Felicitări, Nicoleta, foarte, un gest foarte frumos și nobil. Sunt curioasă, Nadina, dacă tu îți dorești copii, deși ești destul de tânără ca să te gândești la acest subiect, dar totuși. Să știi că da, îmi doresc copil și chiar ascultam declarația Nicoletei Nucă. Mi se pare foarte interesant că își dorește să adopte. Să știi că și mie îmi surâde ideea de a adopta un copil. Mi se pare un gest nobil și chiar dacă mulți spun eu nu aș adopta, mie mi se pare un gest nobil pe care mulți dintre noi am putea să-l facem. Pe care am putea să-l facem și sunt mulți oameni care vorbesc despre asta doar să pară poate interesanți, dar uite, eu am avut ocazia să discut cu Nicoleta despre asta și chiar părea foarte convinsă de acest fapt și o cred că e sinceră când spune asta și mi se pare foarte frumos. Da, să știi, sunt foarte mulți oameni care spun asta doar de fațadă, doar să dea bine. Exact, să dea bine. Dar și eu am simțit-o prin ecran foarte sinceră și pe mine nu prea poți să mă păcălești, e destul de greu. Așa dar e, că simți energia omului și simți ceea ce vine. Foarte frumos. Și cam când te-ai gândit tu așa, Nadina? Sau nu ți-ai făcut un plan? Sincer, dacă m-ai fi întrebat acum câțiva ani, acum 7 ani, ți-ai fi zis eu până la 26 de ani eu o să am copil, o să fiu măritată, vreo 2 copii. Momentan am doar 3 căței, e ok. 3 căței, da. Mulți. Și aia bănuiesc că adoptați, nu? Luați așa de pe stradă. Da. Și să știi că uneori planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg, știi cum e vorba, dar niciodată nu e târziu. Când o vrea Dumnezeu, atunci se va întâmpla. Așa e, toate sunt aranjate exact cum trebuie și noi trebuie să avem încredere în destin. Da, da, da. Bun, dragilor, am promis că o să dezbrăcăm vedetele de toate secretele. Așa că colega noastră, Raluca Nenciu, a descusut-o pe Lora. Iar artista ne-a dezvăluit care au fost cele mai grele momente și de unde își găsește puterea de a continua. Într-un interviu în exclusivitate pentru Metropola TV. Sunt momente în care avem nevoie să găsim puterea pentru a ne ridica. De unde își găsește Lora acea putere, ne spune chiar artista în exclusivitate pentru Metropola TV. Pentru că e nevoie de mine, că de aia sunt aici, că sigur e nevoie de mine și trebuie să-mi găsesc mereu scopul, să-mi amintesc dacă l-am și l-am uitat, să-mi amintesc care e scopul meu și dacă tot nu găsesc niciun sens anumitor situații, să mă gândesc că se creează un scop nou pentru mine la care eu trebuie să fiu atentă. Ai un regret până acum pe care, nu știu, la care te gândești și încerci cumva să-l îndrepți, să-l readuci cumva anumite lucruri pe calea pe care tu ți-ai dori-o? Nimic din ce regret nu se poate schimba și nu se poate, nu poate fi altfel decât un regret care rămâne acolo mereu. Și sunt în punctul în care nu vreau să ajung să regret nimic. Și pentru asta lupt în fiecare zi și fac și mă trezesc și caut mereu să-mi îndeplinesc menirea și menirile, că mă gândesc că nu e doar un singur scop. Pot să fac mai multe lucruri, să fiu utilă în mai multe feluri și atunci încerc să le îndeplinesc pe toate sau să descopăr ce e de descoperit. De mult te-a ajutat relația cu muzica, cu fanii tăi, dar și cu persoanele apropiate, să te remobilizezi de fiecare dată și să fii tu în continuare, să-i bucuri practic pe ceilalți, așa cum ai spus și tu, pentru că o bună parte din viață a fost iată petrecută pe scenă. Da, a fost petrecută cu oameni pe care probabil mulți dintre ei nu am să-i mai văd prea curând sau a doua oară, sau, dar schimbul care se întâmplă între public și cântăreți este magic și te încarcă foarte mult. Dar este o energie foarte puternică și îți poate dăuna dacă nu ai o busolă foarte corectă în interior și nu te ia capul cu dumnezeiri și alte probleme. Nadina, tu de unde ți-e energia asta, puterea de a continua? Să știi că chiar ascultam ce spunea și Lora și mă încarc foarte mult de la publicul meu. Noi artiștii cumva ne încărcăm de la public. Cred că ai observat și tu. Dacă mergi într-o sală plină de oameni triști,
parcă le iei starea, dar dacă mergi într-o sală unde oamenii sunt fericiți și bucuroși că te voi și sunt atenți la tine și la actul tău, pleci de acolo cu o stare foarte, foarte bună. Noi artiștii ne încărcăm te cu încarci, energia oamenilor. Da, de-aia cumva un spectacol nu seamănă cu celălalt. Exact. Un concert nu este la fel cu altul. Contează exact. Foarte mult ce oameni ai în sală, ce energie da. Primești de la ei. Da, oamenii ne ajută foarte mult. Ar fi foarte important dacă publicul ar înțelege ce... cât e el de important acolo, știi? Și energia da. Pe care o aduce în seara respectivă în sală. Da. Dar avem noroc că totuși de obicei oamenii vin să se simtă bine, să se distreze și atunci primim da. Vibe-ul lor ăla da, bun, da, știi? Da, dăm de oameni... Eu mai mereu am dat de oameni mișto. Adică chiar m-am încărcat cu energia lor. Nu prea am dat de oameni care să mă indispună. Asta deci, e foarte da, bine. Da. Dar dacă ai avut la un moment dat, nu știu, o perioadă mai grea în care te-ai simțit poate tristă sau nefericită, de unde ți-ai luat puterea de a merge mai departe? Sinceră să fiu, din muzică. Pe mine muzica mă încarcă foarte mult și îmi dă putere să continui. Cred că dacă n-ar fi fost muzica în anumite momente, nu știu ce aș fi făcut. Muzica chiar mi-a fost, eu am zis la un moment dat, pansament pentru suflet. Ah, ce frumos! Da, chiar muzica m-a ajutat foarte mult. Este și pansament pentru suflet, este și în momentele în care vrei să celebrezi ceva, știi, da, se dă starea da. Aia de bine, e ce trebuie. Da. Nu putem să trăim fără muzică. Așa este, da. E o necesitate în viața noastră, cel puțin în viața mea. Și cred că învățăm să o apreciem atunci când nu o mai avem. Neapărat. Așa este, da. Parcă și în mașină, dacă mergi și nu ai radioul pornit, ți se pare că lipsește ceva. Că nu... ziua ta nu are vibe-ul necesar. Exact. Cum ai dat drumul la muzică? Și cred că uneori uităm cât suntem de norocoși, că astăzi avem muzica așa la un click distanță, așa adică oricând poți să o melodie care să te ducă într-o anumită stare și da, să te facă să da. Te simți bine, dar înainte era mult mai greu, că îți trebuia o casetă da. Sau exact, un CD exact, sau un CD player. Da, da, nu da. Mai vorbesc de vremurile în care puteai să asculti artiștii doar live, așa pentru că este. Nu exista altfel da. Muzică. Știi? Suntem foarte norocoși în ziua de astăzi pentru că avem lucruri pe care acum câțiva ani părinții noștri... bunicii noștri nu le aveau. Așa este. Dragilor, mergem mai departe și vă zic așa. Jorge își cere soția în căsătorie în fiecare an. Plus, ce mărturisire a făcut artistul în legătură cu aniversarea a 11 ani de mariaj cu Ramona Prodea, aflăm chiar acum. Măi, cât de frumos! Deci, Jorge, te aplaudăm! Foarte serios. Frumos, da! Așa exemplu da, de bărbat da. Care să vorbească atât de frumos despre soția lui, rar vezi, știi? Da, da și foarte multe acțiuni frumoase pentru soția lui. Exact, nu doar vorbe, da, că poate da. Sunt mulți care tot așa ar scrie undeva, dar da. Nu ar face. Iată că el face în fiecare an, fapte, vine cu un inel da, nou, da. O cere de soție. Foarte frumos! Eu aș vrea să văd cum arată degetele ei, da. Să văd dacă mai încap inelele da, sau cum da, o să facă da. La un moment dat, știi? Un gest... gesturi foarte frumoase pe care cu siguranță ea le va ține minte și mereu va ridica balanța, știi, ca în orice relație, chiar dacă sunt și momente mai grele, atunci când sunt mult mai multe momente frumoase, treci peste cele grele. Corect. Mult mai și ușor. E foarte frumos că, uite, el nu își are partenera, știi, se spune take it for granted. Nu, ok, suntem împreună, dar asta înseamnă că, asta nu înseamnă că gata, m-am culcat pe ureche da, și da. Nu mai fac gesturi romantice, nu mă mai interesez, nu știu, așa de este. Acest aspect. Iată că el în continuare își cucerește în fiecare zi soția da, și da, este da. Foarte frumos din partea lui, de admirat, chiar ne bucurăm să vedem da. Cât mai multe exemple din astea. Da, da. Deși eu nu știu dacă toți domnii se bucură să vadă. Nu prea cred, pentru că, cum spuneam, Jorge a ridicat ștacheta și cred că bărbații din jurul lui nu prea sunt fericiți cu acest lucru, pentru că doamnele lor spun, bine, dar tu nu mi-ai și mie, tu nu... Așa este. Corect. Când... Nadina, pentru tine cum arată bărbatul ideal? Pentru mine... Arată vorba bine. Știi, da. Așa, un portret. Da, dacă... da. La fel, uite, dacă m-ai fi întrebat acum câțiva ani, ți-aș fi spus o altă descriere față de cea pe care ți-o voi spune acum. Cred că pentru mine bărbatul perfect în ziua de astăzi trebuie să aibă coloană vertebrală. Să fie un om de cuvânt. Pe lângă aspectul fizic, ok, ne atrage aspectul fizic, nu trebuie să fim ipocriți, dar cred că este important să aibă coloană vertebrală. Să facă fapte, nu vorbe, știi, cum am zis și în legătură cu Jorge. Este important să fie un om de cuvânt. Să fie un om de cuvânt. Dar zi-mi un pic cum e
ceea ce înseamnă partenerul tău în relație cu fratele tău. Că mi se pare greu așa când ești domnișoară și ai un frate, e cam greu să treci de acea barieră, știi, să cucerești fratele, să zici, o să fie în regulă. A fost vreodată o problemă în relațiile tale? Să știi că au existat momente. Fratele meu oricum este genul care îmi spune, tu faci ceea ce simți. El niciodată nu a intervenit în deciziile mele pentru că a zis, dacă eu vin și îți spun un lucru, îmi este teamă să nu te influențez. Așa că mai bine te las să faci ce simți tu. Dacă pot să-ți dau un sfat și să te ajut, cu cel mai mare drag. Dar într-adevăr, cumva băieții cu care vorbesc, când află că am un frate și îl mai și văd, atunci e o problemă, știi? Și ei zic, dar este mai mare decât noi? Zic, nu, este mai mic. Cumva atunci se mai liniștesc. Dar el, într-adevăr, fiind mai înalt decât mine și puțin mai bine făcut, toată lumea zice, e mai mare decât tine? Zic, nu, este mai mic. Dar el se înțelege bine, se dă pe brază, știi cum e vorba aia. S-a înțeles bine cu majoritatea, adică nu a existat probleme, nu... Asta e foarte bine. Oricum, dacă ar fi cazul, simte el și își protejează surioara, dar iată că nu a fost cazul. Da. Bun, dragilor, vă zic așa, cântăreața Nico a rămas fără contul de socializare. Un hacker care i-a spart contul i-a cerut 500 de euro pentru a-l recupera. Cred că este coșmarul oricărui artist, creator de conținut, influencer, să-și piardă contul. Să te trezești fără el. Eu am pățit. Ai pățit asta? Am pățit chiar acum un an. Bine, mie mi l-a închis Instagram-ul. Am pățit chiar de două ori și a fost groaznic. Și mai ales să te trezești, pentru că nu prea realizezi ce se întâmplă și dai ok și după aia realizezi că nu mai ai cont și nici nu știi ce ai făcut, ce... Și cum să soluționezi. Și oricum e foarte greu cu Instagram, adică eu nu știu pe cine contactez, că nu există nicio soluție, adică nu există un mail sau ceva. Da, trebuie să mergi pe toate căile, și prin Facebook și prin Instagram, să dai e-mail-uri în toate părțile, pentru că ei răspund foarte greu. Sau nu răspund. Știu persoane care nu și-au recuperat conturile și le-au pierdut. Pentru că este un termen. Ai 100, nu știu, sau 80 de zile în care poți să-ți recuperezi contul. Dacă nu l-ai recuperat, ți-l șterg definitiv. Doamne ferește, sperăm să nu ni se întâmple așa ceva. Mai departe vă povestesc că Delia întâmpină probleme de sănătate în timp ce este în turneul din America. Despre ce este vorba, urmărim chiar acum. Delia, îți urăm multă sănătate, sperăm să fii bine. Avem nevoie de tine în continuare să ne încânți, așa cum ne-ai obișnuit. Nadina, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine în această seară și te aștept oricând cu drag. Și eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Dragilor, rămâneți pe Metropola TV, noi ne vedem după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, o am alături de mine pe Olivia, care a venit să ne spună ce se întâmplă weekendul acesta în lumea astrelor. Bine te-am găsit, Cezara. La acest sfârșit de săptămână ar trebui să ne bucurăm mai mult de lucrurile mărunte și să apreciem ceea ce avem în momentul de față. De evitat călătoriile lungi, discuțiile în contradictoriu și, bineînțeles, stresul. De asemenea, unii nativi pot primi propuneri interesante de afaceri și să aflăm împreună despre cine este vorba. Berbecii vor să petreacă mult timp singuri. În sfârșit, apele se mai liniștesc în viața lor. În caz contrar, nervozitatea le poate crea mari probleme. Taurii simt stări de anxietate. Nu este momentul să provoace discuții în contradictoriu. Recomandarea pentru astăzi este să nu ia decizii rapide. Gemenii riscă să facă multe cheltuieli inutile. Pentru a obține beneficiile materiale, trebuie să evite speculațiile de orice fel, mai ales cele financiare. Racii sunt implicați în multe cursuri. Poate chiar va fi necesar să susțină examene pentru a se califica într-un domeniu. Un plan detaliat i-ar ajuta să se organizeze mai bine. Leii sunt nemulțumiți de întâlnirile pe care le au cu membrii familiei. Se pare că anumite decizii au fost luate fără să se țină cont și de părerea lor. Fecioarele sunt agitate și riscă să se accidenteze. O persoană apropiată le poate propune să se asocieze într-o afacere nouă. Această propunere ar trebui analizată împreună cu familia. Balanțele devin prea analitice.
uită să se mai bucure de lucrurile mărunte. Din cauza stresului, sunt predispuse la probleme de sănătate. Scorpionii își mențin entuziasmul și ies la cât mai multe întâlniri. Ar fi bine să evite călătoriile lungi în această perioadă. Săgetătorii au parte de rezultate deosebite atât în plan profesional cât și în plan personal. Astrele vă sfătuiesc să nu forțați lucrurile. Capricornii fac în continuare deplasări în interes de serviciu, însă problemele care apar în plan sentimental îi indispun. Cel mai bine ar fi să se bazeze pe intuiție. Vărsătorii trebuie să aibă grijă la starea de sănătate și la schimbările de dispoziție. Se preconizează o zi foarte agitată. Peștii își continuă activitățile de grup. Sunt foarte entuziasmați și și-au pus toată încrederea că lucrurile vor ieși așa cum își doresc. Starea de confuzie pe care o resimt este trecătoare. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Olivia, îți mulțumim mult pentru sfaturi. Iată că weekendul pentru mine personal, care sunt balanță, nu se anunță atât de extraordinar cum mi-aș dori, dar o să încerc, uite, să mă menajez, să nu mă stresez, să am grijă de mine. Ți-am zis că de fiecare dată se aplică. Chiar e adevărat ce spune Olivia și trebuie să țineți cont de părerile ei. Și îți recomand multă mișcare în acest weekend. Multă să ieși, mișcare? Da, să ieși în aer liber. Dacă tot e cald și frumos afară, chiar mi-am propus să fac asta și am de gând să mă țin de cuvânt de această dată. Olivia, deși tu ai zis că nu ne recomanzi călătoriile lungi, eu vreau să zic că supraturismul a fost cuvântul anului 2023 în industria călătoriilor. De obicei, atunci când mergeți în străinătate, probabil ați plătit taxa turistică înainte. În mod normal, ar trebui să fie inclusă în biletele de avion sau în tariful de cazare. Ei, de la începutul acestui an s-au introdus însă taxe turistice noi, mai mari. Nu prea îmi place această știre, nu îmi place că o să fie taxe suplimentare pentru că eu iubesc să călătoresc. Olivia, tu crezi că aceste taxe îi vor împiedica pe oameni să viziteze orașele dorite? După părerea mea, nu cred că aceste taxe constituie vreun impediment. Asta pentru că avem nevoie de vacanțe, de călătorii. Sunt necesare și benefice pentru sănătatea noastră mentală și emoțională. Așa este. Avem nevoie de o pauză de la activitățile noastre, să plecăm undeva, să ne relaxăm și să ne încărcăm bateriile. Așa că fie că există o taxă mai mare sau mai mică, eu cred că oamenii o vor achita și cu siguranță se vor duce să viziteze orașul mult dorit. Clar. Olivia, îți mulțumesc tare mult că ai și venit iar să ne spui la ce să ne așteptăm în acest weekend, iar pe dumneavoastră vă aștept și mâine seară la aceeași oră, tot la Metropola TV.